Superliga vă este prezentată de Superbet. I-a dat gol lui FCSB. Deviere pe spate și un șut diagonal, mingea ajunge la Burmaz, gol! Offside. Cerieșeni. Nu cred că a fost offside. Asistentul așa zice. Imaginea nu ni l-a arătat pe asistent cu fanionul sus. Nu, dar am văzut dezamăgirea de pe chipurile rapidiștilor în momentul în care s-au uitat la asistent. Și l-am văzut și... Asta nu e offside. E călcâiul, e călcâiul, da, e călcâiul, așa e. Extraordinar, călcâiul ăla. Bate pe Trila. Frumos, frumos, a sărit Manea. Execuție grea. A dat în diagonală, a căutat vincul. Dar vine de departe, fără marcaj. E, asta este problema apărărilor în zonă. Dacă îți vine omul din spate, nu știi că vine, nu... E, de data asta o pasă mult mai bună a lui Samaioa. Roman, Gheorghiță, scoate Zigris. Ce șut bun de Gheorghiță. De pe loc, o bombă care îl solicită pe elvețian. Gheorghiță încă n-a scris în sezonul ăsta. Are două goluri marcate în sezonul trecut, dar priviți aici. Nu stă pe gânduri, nu... Și nici nu lasă impresia că ar vrea să șuteze. Cred că asta ar și surprinde pe Brown. Fără elan. Da, urmați, dat în primire de Claudio Silva. În care cu boltă mare, Soares greșește! Nu s-a înțeles cu Jesus. I-a sărit mingea. Vrea penalti pe Trila, intrarea lui Jesus disperată. Ieșenii se pot lăuda cu prezența lui Jesus în echipa lor. Ia uite, a câștigat Champions League 2014. Sare mingea. Sare mingea pe Ierme Soares. Degajare nereușită acolo a lui Roman și încă o centrare. Încă o centrare a lui Petrila. Bună centrare! Și este gol! De data asta este gol. Pașcanu trimite o lovitură de cap decisivă, foarte bine plasată la o centrare excelentă dată de Petrila. Așa e. Foarte bună centrare. Centrare cu precizie chirurgicală. Începusă pe capul lui Pașcanu. Aici cred că Fernandez putea să facă mai mult. Centrarea vine de la kilometri de depărtare. Are timp să iasă, are timp să intervină, nu face asta însă. Și lasă pe Pașcanu să dea această lovitură de cap în minutul 45. Rapidiștii sunt supărați la oficială că nu vine reluarea. Acum vine reluarea. Care e problema? Nu e nicio problemă aici. Adevărul e că e greu de anticipat centrarea de către portar. Mingea vine cu mult efect. Totuși aceeași traiectorie a fost și pentru Pașcanu, care atacă perfect mingea. Conduce cu 1-0. Capitanul Iașului trimite în careu. Face bine! Ce ocazie au ieșenii! Excelentă centrarea lui Roman. A venit Claudio Silva. Nu s-a întâlnit cu mingea mai devreme pentru că săpunarul i-a refuzat această ocazie. Acum, când are mingea pe frunte, n-o găsește neincomodat. Este pauză la Iași și Rapidul conduce cu 1-0. Pasă cu pieptul, buna lui Camberi. Ștefanovici. Sprintează, da, Ștefanovici. Bună centrare! Să vedem șutul! Deviat, îl scoate însă Zicrist. Șut deviat.
Ce fază bună a lui Camberi, da? Minunată fază desenează. Stefanovic ajunge greu, dar centrează bine din prima, o minge scoasă de Roman pentru Camberi. Cum era să intre și asta, Costi? Ar fost al treilea gol consecutiv din deviere. Papo încearcă și el un dribling, Guet s-a opus, Rapidul are acum o posibilitate bună prin Rareș. Ce gol frumos! Ce gol frumos! Marchează Rapidul! Ce lovitură are Pop! Bravo, Puștule, bravo! Foarte bine, foarte bine jucată faza. Foarte bună pasă dată de Papo. O minge țopăită, greu de controlat, pe care a acoperit-o bine și a trimis-o precis. Și privirea triumfătoare a lui Șumudică are motivele sale, sigur, pentru că l-a titularizat pe Pop. Așa este, primul meci ca titular. Rareș Pop dă gol, face 2-0 și meciul dintr-o dată devine ușor pentru trupa lui Șumudică. Uite aici. A, nu, e Gojkovici. Gojkovici, nu Papo. Excelentă, excelentă finalizare. Își mărește puțin unghiul, prinde interiorul ăsta cu efect imparabil. Plonjează Fernandez și pleacă Petrila. Petrila cu exteriorul, foarte bine Petrila. Oh, ce ratare a lui Burmaz. Excelentul Petrila pasează, desenează această pasă către Burmaz. Privire îngrijorată a sârbului, pentru că ratarea asta nu i-a plăcut lui Șumudică și el, fost atacant. Excelentă pasă cu exteriorul. Preluare. Dă pe lângă portar Burmaz, dar și pe lângă poartă. A dat cu dreptul, el e stângaci. Asta cred că asta ar fi cauza pentru mare câștigat de Mikovski, care acum intră în careu, accelerează bine Mikovski, pasă înapoi, Petrila alături. Rapidul poate bifa o nouă fază bine, bine lucrată. Frumoasă pătrunderea lui Mikovski mai devreme. A ieșit un jucător care în trecut a fost la UTA, a intrat un altul, Mikovski. Și mai este unul la Rapid, Vulturar. Da! Oho! Ce lovitură! Excepțional! Excepțional șut! Teixeira! Noul intrat din prima! Din prima găsește vincul! Este un gol antologic! Portughezul Teixeira, născut 99, 25 de ani, scrie un super gol. Da, tinerelor, și puneți-le în buclă. Iată. Șut de la distanță, dar nu, nu e vina lui Zicrist. Șut de mare, mare calitate. Pitura la marginea careului de 16 metri, urcă Claudio Silva. Balon în mijlocul careului, Zicrist! Cu asta eu zic că nu-l mai scoate din echipă vreo câteva etape, indiferent de ce se întâmplă. Mare intervenție, excepțională intervenție, ca un șut din apropiere. A lui Tyson. Tyson sau Harrison? Nu, Tyson după, da? Ghete, da, okay. Erau ghetele, da. Înseamnă momentele astea de încredere pe care le-a căpătat Iașu. Uite, Tyson și se așează pe minge. N-a dat rău. N-a dat, nu. Bine. Ce intervenție. Da, Zigrist. Portar bun.
Poate fi 3. 3. Nu! Are și Iașul portar. Gojkovic. Nu, Hasani. Jesus. Avem parte de un final de meci în egală măsură tensionat, dar și spectaculos. Cu multe faze de poartă, cu multe ocazii de gol. Îi dă cam greu, îi dă cam greu cu toate astea. Ajunge Harrison. Harrison! De unde a scos șutul ăsta? De undeva din spatele său. Dar îl găsește pe acest portar bun, care este Zikrist. Grea execuție. Plus că piciorul este blocat acolo de Pașcanu, care cred că e și lovit, da, e...